Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Credeam că o să fie un mariaj fericit, însă nu. Nu a durat mult. Mariana Mocanu din Nisporeni privește cu greu la pozele de la nunta ei. Ea nu înțelege cum omul care i-a jurat dragoste pe viață a putut să o rănească mai ceva ca un străin. Am pierdut ani mulți din viața mea cu o persoană greșă, care, practic, anii cei mai frumoși a tinereții, eu i-am pierdut lângă o persoană care nu m-a meritat. Mariana povestește că soțul ei a părăsit-o pentru o altă femeie. Doamna, în cauză, îi trimitea poze intime, mesaje mici și noaptea îl chema, îl scotea din casă. Și el s-a lăsat influențat și am ales alt drum, altă cale. Plecarea soțului din familie s-a întâmplat în momentul în care Mariana aștepta de la el susținere mai mult ca niciodată. Femeia zice că a rămas singură cu fiica lor ce suferă de paralizie cerebrală. Mai mult, atunci Mariana a aflat că era însărcinată cu al doilea copil. Am văzut că nu ține căpșorul, nu merge în patru, au început consultații la diferite la diferiți medici și la 7 luni întrezim cu o paralizie cerebrală infantilă. După ce a adus pe lume încă o fetiță, Mariana spune cu lacrimi că a mai primit o lovitură dureroasă. Specialiștii au stabilit că și aceasta este un copil cu nevoi speciale. Nu vă pot imaginați. Am ieșit de la sus autism, nu vedeam pe unii să calc. Am spus că e imposibil o mamă să aibă atâta durere în suflet. Și parcă nu era destul. Mariana spune că acum bărbatul vrea să ia casa în care locuiește ea cu copiii. Eu imobilul n-al vând, sub nicio formă eu din jumătatea mea nu ies. Ne omnesc să fugi de atâtea responsabilități și încă să fugi și financiar și încă să vrei și parte din bunurile care le-am acumulat. De altă parte, fostul soț al femeiei susține că are motive întemeiate pentru tot ce face. E foarte agresiv, merg pe drum, prăhnești, mă faci de fel, poți să iei ceva de jos, să runci în mine, să rei la bătaie, am înregistrări, am... Cum se descurcă Mariana să-și crească singură fiicele? Ce povestește ea despre relația cu fostul ei soț și cum a apărut o altă femeie în casa lor? Care este versiunea bărbatului în conflictul cu fosta nevastă? Cum participă el la creșterea copiilor? Și de ce afirmă că își vede foarte rar fiicele, deși locuiește la câteva sute de metri de ele? Totodată veți afla de ce Mariana se teme că va ajunge pe drumuri, dar și care sunt șansele ei să rămână stăpână pe imobil. Urmăriți această ediție. Disperată, Mariana Mocanu a venit în platoul nostru să-și spună amarul. Haideți să-i cunoaștem istoria. Bună seara, Mariana. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Din câte am înțeles noi, la început, relația ta cu soțul era una frumoasă. Da. Câți ani aveai când v-ați căsătorit? Eu aveam 24. 24 și el? 26. 26. Sunteți dintr-o generație, nu aveți o diferență de vârstă foarte mare, dar totuși erați ambii foarte copți, pregătiți pentru o viață în cuplu. Da. Acum câți ani ai? Acum am 34. Mulți înainte. Mulțumesc. Hai să auzim ce ne-ai povestit despre cum a început relația voastră. Atenție. Soțul meu l-am cunoscut la Grozești, este dintr-un sat cu mine, doar cu el am prietenit de mici. Și am prietenit foarte mulți ani, 11 la număr. Și în 2011 am făcut nunta. După nuntă, noi nu am avut copii undeva vreo 3 ani jumate. A urmat un șir de investigații, atât eu cât și el.
Și în 2014, când am finisat universitatea, am prins și sarcina cu Camelia, fetița, da, fetița mea mai mare. Da, au fost foarte mari bucurii pentru ambii, fiindcă a fost un copil așteptat, dorit, da, foarte fericit. Da, nici nu... Să vă spun sincer, când am venit acasă după maternitate, el nu m-a lângâia stătea. Îmi spunea, du-te tu la farmacie dacă îți trebuie verde de briliant pentru prelucrarea umbilicului sau ceva pentru colici. Du-te tu, nu, eu nu mă duc, eu nu pot fără fată, eu stau lângă ea, tu du-te tu. Uh-huh. Atât de mult era atașat de ea. Eram foarte bazați pe încredere unul față de altul. M-a ajutat foarte mult, însă la un moment dat s-a lăsat influența de prieteni. Făceam planuri. Făceam planuri de viitor, dar la un moment dat l-am văzut că nu mai avea chef de nimic, lipsa de acasă și asta. Mariana, ca să înțelegem, problemele dintre voi au început după nașterea primei fetițe. Da. Povestește-ne de ce. De când s-a născut fetița, au urmat multe internări, fiindcă nu puteai să stai acasă cu un copil care are probleme de sănătate. Trebuia reabilitare cât mai des. Deci lipseai de acasă? Da, eu lipseam de acasă. El nu venea cu voi? A fost doar o dată. A fost o dată și a stat cu noi în spital. Dar când a apărut epilepsia, atunci el și mai mult lipsea de acasă. S-a distanțat. Da. Hai să vedem cine-i povesti despre acea perioadă. Am văzut că nu ține căpșorul, nu merge în patru. Am început consultații la diferiți medici și la 7 luni îmi trezim cu o paralizie cerebrală infantilă. Au urmat nenumărate internări. Când a apărut epilepsia, atunci și soțul a început să lipsească de acasă mai mult și mai mult și mai mult. A apărut parolul la telefon, a apărut o răceală între noi, diferite motive, eu nu ți-s medic, cheamă-ți ambulanța, nu mă deranja când îl telefonam. Și asta. Mi se pare că distanța asta dintre doi tineri a provocat și indiferența, pentru că ea fiind permanent cu copilul, ocupată, evident emoționată de ceea ce se întâmplă, probabil nu avea timp să-i acorde și soțului, pentru că până la urmă și el este un suflet și el are emoții și el ca bărbat fiind vrea și el cuprins, jălit, sărutat, mai știu eu, și asta a și dus la distanțierea voastră. Adică mi se pare că trebuia să acorzi timp și soțului și poate că asta, acordându-i lui timp și atenție împreună, eu cred putea să fiți împreună și împreună să vă descurcați la greutățile care le aveți. Domnule Mohamadifar, dumneavoastră ce credeți? De ce se schimbă bărbații exact atunci când femeile se așteaptă cel mai mult la o susținere din partea lor? Eu cred mai mult, nu a fost pregătit dumnealui pentru o familie, mai ales o familie de tipul care mai târziu a nemerit în familie respectivă. Acum pot să fie unul dintre partea obiectivă ceea ce spune colegă, nu știu, doamna poate să ne spune, dar pe de altă parte, unde este și maturitatea acel bărbat
și angajamentul lui, pentru că tot ceea ce s-a petrecut în familie sau tot ceea ce este starea soției, copilul care este, nu a fost responsabilitate numai a doamnă. Și atunci noi trebuie să acuzăm. Dar tot trebuie să înțelegi pe bărbat. De ce tot trebuie să înțelegi pe bărbatul? Și bărbatul nu trebuie să te înțeleagă pe tine. De ce bărbatul neapărat trebuie să-și dorească emoție, să-și dorească îmbrățișări, să-și dorească săruturi, dar femeie nu să-și dorească un pic de odihnă, femeie nu să-și dorească să fie înțeleasă de către bărbat? Aici e vorba de maturitate ambii și noi nu putem pune accent pe unul sau pe altă. Pe unii, necazul îi adună, îi consolidează, pe alții necazul îi despart. Aici noi nu vorbim nici de consolidare, nici de despărțire, nu vorbim de lașitate, de teama de responsabilități și greutăți, și chiar dacă cu fosta soție tu ceva în comun nu poți avea, ai uitat că drept în cot te doare de alte două suflete care le-ai abandonat ca pe niște lucruri care nu trebuiesc la casă. Nu-ți trebuiesc la casă, nici nu-ți aproape sufletului. Deci eu chiar nu văd aici niciun fel de... trebuie să-l giugiulească cineva, să-l mângăie pe dânsul, da? Dar tu, drag, tu nu vezi că soția ta, de exemplu, e ocupat cu copiii ăștia, n-are când poate să mănânce, să închidă un ochi, să doarmă puțin. Trebuie pe tine să te giugiulească, tu, mititelul, ai rămas fără gingășie și dragoste și atenție. Nu știu, asta eu cred că e o lașitate curată și e o frică de responsabilități. Mariana, înțelegem că atunci relația voastră s-a răcit. Da. Era clar. Totuși, tu ai rămas însărcinată cu al doilea copil și pe lângă asta voi locuiați, continuați să locuiți împreună. Da. Al doilea copil nu l-am planificat. A apărut așa. Fiind internată cu prima fetiță în spital, am simțit careva simptomi și am aflat că sunt însărcinată. Când i-am dat vestea lui, la sigur, nu s-a bucurat. Nu s-a bucurat? Nu, a spus că noi n-am scos un capăt cu prima și deja cu al doilea copil. Și ce ți-a spus? Să renunți? Nu. La această sarcină? Nu. Sau nu a zis nimic? Adică cumva te-a lăsat pe tine să decizi? Da, m-a lăsat pe mine și a spus că sub nicio formă nu întrerup sarcina, fiindcă poate e o binecuvântare de la Dumnezeu, un ajutor pentru noi și Camelia nu trebuie să fie singură pe lume. Ea trebuie să aibă o învrățoșă sau o surioară. Spune-mi, te rog, Mariana, tu sperai că acest al doilea copil, da, îl va întoarce spre tine? Da, poate și asta a fost. Ziceam că măcar să bucuri de al doilea copil să meargă de mânuță, dacă cu prima nu poate să meargă de mânuță. Deci tu realizai undeva, da, adânc în suflet, că lui era rușine de acest copil, de primul copil? Da, uneori refuza chiar să mai iasă la plimbare cu prima fetiță. Atunci când ai născut a doua fetiță, el și-a schimbat comportamentul? Cum s-a întâmplat? Nici nu s-a prezentat la maternitate, eu deja eram ca și când singură. Nu s-a prezentat, am ales... El nu mai locuia cu voi? Locuia cu noi, dar permanent îmi spunea că e ocupat, eu nu pot să vin la maternitate. A doilea copil l-am născut la Chișinău și nici nu s-a prezentat, nici n-am venit să mai ia acasă. Ai venit tu cu copilul acasă? Da. Și el încă mai era acolo? Da, era acasă, însă nu era reacția... La doilea copil nu era ca la prima. Dacă pe prima a luat-o în brață deodată, pe a doua nici nu a luat-o în brață. Dar cum se comporta? Deci așa, distant de pat, se uita de la distanță, se uita pe pat la a doua fetiță. Când a plecat definitiv de acasă? Cât avea cea de-a doua fetiță? Doua fetiță avea un an. Cam așa, dar... Când a plecat el, da. Dar anul acesta, ca să înțelegeți, el mai mult era plecat decât acasă. Acasă venea să folosea de casă ca hotel. Să mănânce, să-și facă igienă și atât. Și unde pleca? Tu știai unde pleacă?
Da, sigur că am aflat în telefon la el că are altă relație. Când ai aflat? Când încă erai însărcinată? Da, eram însărcinată, am aflat de relația lui cu... cu o femeie de la serviciu, unde activează împreună. Și el ce ți-a explicat? Că rămâne cu ea? Pur și simplu suntem colegi. La început a negat tot. Pur și simplu suntem colegi. Zic, așa, conversații ca colegi, nu, cu inimioare, cu asta, nu există. Și când a recunoscut? Deja când a fost totul clar? Tot atunci repede a spus că eu nu mai am sentimente față de tine și atât. Dar revenea acasă cu ce ocazie atunci? Adică tu nu l-ai condiționat? Nu. Sau ești cu ea sau cu noi? Nu, eu am sperat întotdeauna că el să trezească din visul ăsta și a să pună în balanță familia și aventura, dar nu a fost. Nu a fost? Nu. Mariana Mocanu zice că acum 2 ani soarta a lovit-o din nou. Cea de-a doua fiică a ei a fost diagnosticată cu autism. Să auzim ce ne-a povestit femeia la acest subiect. Mi-am dat seama mai târziu că miocrina nu reacționează, a doua fetița mea are acum 4 ani, nu reacționează la că nu o strig pe nume, că nu-i dau indicații să-mi aduc jucărie sau ceva. Mm-hmm. Un șoc cu Camelia, un șoc cu dânsul și deja și cu crină. S-a mers la SOS Autism, am făcut evaluări, au diagnosticat-o cu autism infantil. Și am și făcut gradul de invaliditate. Nu vă pot imaginez. Am ieșit de la SOS Autism, nu vedeam pe unde să calc. Am spus că e imposibil o mamă să aibă atâta durere în suflet. Comportamentul ei mai uneori e dificil de monitorizat, comportamentul ei pe stradă. În market, când intrăm, uneori când eu îngrijesc pe Camelia, ea atunci vrea atenția mea, atunci mă atrage, mă apucă de mână și atunci vrea să ne jucăm sau să o iau pe dânsa în brațe. Nu știu ce faceți în cazul ăsta? Ce fac? Găsesc răbdare și mai lăs pe Camelia și o iau pe crină. Este foarte greu. Eu văd prin ceea ce ați povestit dumneavoastră. Eu, spre exemplu, am 2 copii perfect sănătoși cu care la fel îmi petrec foarte mult timp și acolo întâlnesc greutăți. Dar având și 2 copii bolnavi, este foarte greu pentru dumneavoastră. Nu-mi rămâne decât să vă spun că îmi pare foarte rău și nu știu ce ar putea... Depus un monument eroinei noastre, iată că da. Dacă ar ajuta. Da, mă rog. Mariana, dar spune-mi, te rog, tu cum te descurci acum? Tu ești chiar singură sau totuși mai vine cineva să te ajute? Nu știu, rude? Da. Este mama mea de 74 de ani. Cred că nu. Da, care mă ajută, însă când o văd că cedează, ea singură spune. Înțelegi că nu poți să-i ceri prea mult. Da, se duce și acasă. Dar din partea lui, cineva? Nu. Dar el cum? De la despărțirea voastră câți ani au trecut de atunci? 3 deja. 3? 3 ani? Da. E un termen foarte mare. În fiecare zi, eu nu știu cum tu te descurci, dar 3 ani de zile, voi cum v-ați împărțit responsabilitățile pentru îngrijirea copiilor? Nu și-a asumat nicio responsabilitate. Financiar vă susține? Nu. În niciun fel? Când s-a hotărât ședința la Ungheni, de atunci ne transferă 2000 de lei pentru ambele fetițe. Pensie alimentară. Da. Și altceva? Altceva nimic. Nici o factură, nici grădiniță, nici îmbrăcăminte, nici încălțăminte, nimic. Dar măcar vine să le viziteze? Nu vine. Și-a făcut formal doar un grafic de întrevedere. Însă când am apelat, eu personal am apelat chiar și la polițistul sector și la doamna șefa asistent sociale să-l oblige cumva să-și respecte graficul, că eu tot am nevoie de un moment de respiro pentru mine, mi-au răspuns că nu-l pot obliga.
Nu trebuie să scos tu din casă, că mâine să mă trezesc și fără televizor pe perete. Copiii ăștia, în primul rând, au nevoie de tata. El pretinde la casa în care acum tu locuiești, da, cu cei doi copii. O doimi din apartamentul care are 50 de metri pătrați. Dar aici nu este greșeală din partea acestui tu. De acolo de unde nu-i și de acolo să iei. Dar eu o să mă strădu și nu obțin nimic. Mariana Mocanu din Nisporeni privește cu greu la pozele de la nunta ei. Ea nu înțelege cum omul care i-a jurat dragoste pe viață a putut să o rănească mai ceva ca un străin. De când s-a născut fetița, au urmat multe internări. Dar când a apărut epilepsia, atunci el și mai mult lipsea de casă. S-a distanțat. Da. Mariana povestește că soțul ei a părăsit-o pentru o altă femeie. Eram însărcinată, am aflat de relația lui cu o femeie de la serviciu, unde activează împreună. Tu sperai că acest al doilea copil, da, îl va întoarce spre tine? Ziceam că măcar să bucuri de al doilea copil, să meargă de mânuță, dacă cu prima nu poate să meargă de mânuță. Până la urmă și el este un suflet și el are emoții și el ca bărbat fiind vrea și el cuprins, jălit, sărutat. După ce a adus pe lume încă o fetiță, Mariana spune cu lacrimi că a mai primit o lovitură dureroasă. Specialiștii au stabilit că și aceasta este un copil cu nevoi speciale. Nu vă poți imagina. Am ieșit de la sus autism, nu vedeam pe unii să calc. Am spus că e imposibil o mamă să aibă atâta durere. Și parcă nu era destul. Mariana spune că acum bărbatul vrea să ia casa în care locuiește ea cu copiii. Nu și-a asumat nicio responsabilitate. Financiar vă susține? Nici o factură, nici grădiniță, nici îmbrăcăminte, nici încălțăminte, nimic. Nu vorbim de lașitate, de teama de responsabilitate și greutăți. Care este versiunea bărbatului în conflictul cu fosta nevastă? Cum participă el la creșterea copiilor și de ce afirmă că își vede foarte rar fiicele, deși locuiește la câteva sute de metri de ele? Totodată veți afla de ce Mariana se teme că va ajunge pe drumuri, dar și care sunt șansele ei să rămână stăpână pe imobil. Urmăriți această ediție. În această seară discutăm despre situația dificilă în care a ajuns o tânără mamă din Nisporeni. Mariana Mocanu s-a pomenit că trebuie să crească de una singură doi copii după ce soțul ei a părăsit-o pentru o altă femeie. Fetița mai mare a Marianei suferă de paralizie cerebrală și este imobilizată la pat, iar cea de-a doua fiică este diagnosticată cu autism. Dar asta nu e tot. Acum Mariana se teme că s-ar putea pomeni în stradă. Potrivit femeii, fostul ei soț pretinde la casa unde ea locuiește cu copiii. A venit momentul să-l auzim pe acest bărbat. Noi l-am chemat în emisiune. El a refuzat invitația, însă a discutat cu echipa noastră cu condiția de a-i nu-i arăta fața. Să auzim mai întâi cine a povestit el despre relația cu fosta nevastă, dar și despre grija copiilor. Atenție! Chestia cu contribuția la copii nu-i corect. Eu, pur și simplu, eu n-am acces la copii. Pentru că ei e foarte obraznic și foarte... și nu îmi permite să intru la copii. Păi e ca eu mă duc la copii și când au să deschid ușa, nu... să încui pe înăuntru, să... adică... sau îmi se pe arăcnie înăuntru și să mă duc, du-te, vorbește urât. E... chiar și ea spune la toți că, într-un fel, că eu m-am lăsat de greutăți, de chestii de astea. Nu. La mine așa ceva nu a fost. Pentru mine copiii au fost copii așa cum sunt. Și nu m-am ferit eu niciodată de greutăți. Pur și simplu, eu n-am mai putut trăi noi doi împreună și asta a fost tot. Dar eu niciodată nu m-am ferit de copii sau de greutăți sau de chestii de astea. Oricum, eu cât am fost acasă, eu am avut grijă de copii. Eu știu cum să cresc copii, eu știu cum să îngrijesc. Ce grafic de întrevedere aveți? Care sunt zilele în care puteți vizita copiii? Te-a fost un grafic mai vechi, mai și acum... acum n-am... adică tot și al vechi este, dar n-are rost. Adică eu
nu. A fost miercurea și joia după masă. Nu mai țin minte precis, ceva așa după masă am acces la. A fost, da, o perioadă a fost când da. Tot așa. A fost odată două ori. Adică ați încercat să mergeți? Da. Da, am fost, m-am dus, am intrat la fel, cu scandal, cu... Bă, intram, parcă tot bine, tot, așa, se începe, așa. Oricum nu putem sta acolo, trebuie să ies. În afară de acești 2000 de lei, dumneavoastră mai contribuiți cumva lunar pentru... Păi, nu, adică v-am spus, eu aș contribui cu alimente, cu, mă rog, dar puteți întrebați vecinii, adică... Ca să nu ziceți că eu spun misiuni sau... A fost o perioadă, nu îmi lua nimic. Nimic de la mine, nu lua pentru fete. Eu veneam și aduceam la fete, nu lua nimic. Am încercat prin vecini. Nici de la vecini nu lua. Vecinii sunt martori. Și nu numai vecini, sunt mai mulți acolo din ograda blocului. Și nici așa n-am putut. Și nu, care e? N-am mai... N-ați mai zis? Da, n-am mai stat. Este adevărat ce spune soțul tău? S-abia rații toate. Ce anume? Faptul că graficul, să începem de la grafic, el are zilnic, de la orele 16 până la 22. Zilnic? Da. Poate stabilit, nu, am semnat pe amândoi, pe două părți graficul, partea mea, adică la asistența socială s-a stabilit graficul și am semnat pe deci meu. Deci a semnat el da. Cu mânuța lui, deci da, el a semnat. Știe foarte clar. Dar cu vecinii și cu asta, el lăsa unele fructe, iaurt la vecini, că du-te și le du tu. Și a spus că el știe ușa, el poate să vină. Dar de ce a apelat la vecini? De ce nu putea să o facă direct? Păi, când vinea acasă, el permanent nu ieșea cu mâna goală din casă. El căuta să iei notebook, două notebook-uri, lua cheile de la subsol, lua bicicletă, lua de acasă, căuta safe, nu știu ce căuta, dădea haine jos din dulap, permanent îmi spunea că cine ești tu să-mi dai indicații, că eu, când îl prindeam în casă, hai să facem baie fetii. Cine ești tu să-mi dai indicații de genul. Și el deci vrei să ne spui că el, chiar dacă venea, nu venea. Din grija pentru copii. Și avea așa o gentuță, așa, dar venea să-și mai ia da. Ce are de luat. Și nici nu scotea gentuța, speli mâinile să mă ajute la ceva. El era ca și când cu gentuța în spate, eu am venit numai să intru și să ies. Și am venit să iau ceva. Și tu ce ai făcut? La un moment dat i-ai interzis să mai vină? Eu am spus că bunurile sa noastre comune. Și nu trebuie costul din casă, că eu mâine să mă trezesc și fără televizor pe perete. Și atunci am schimbat asta la ușă, lăcată la ușă. Și da. Acum nu mai vine deloc? Nu mai vine deloc, dar... Mai încearcă el să-ți transmită ceva? Nu mai încearcă, nu. Obraznică e Alexandru, este al nostru. Pentru că, în primul rând, copiii nu se cresc doar cu câteva fructe și iaurturi. Asta e una. Copiii mai necesită și comunale și absorbante, pentru că stă la pat. Ei, mai scurt și tot așa. Plus la toate, eu sunt convins că dumneavoastră aveți un card. Da. El putea să facă transfer pe card, ajutor pentru copii. Mi se pare că n-a vrut. Și asta e dureros, pentru că fiind un bărbat, nu pot să spun că trăiește greu un muzicant, cât de cât se descurcă. Și poți elementar bacșeșul care îl faci la nuntă, pune-l deoparte pentru copii. Poți o nuntă din lună, salariul având de la o nuntă din lună, să-l pui deoparte pentru susținerea bine că nu o mai iubești, presupunem, da? Dar poți să faci un gest frumos celea care te-a iubit până la urmă.
Care îți crește copiii, în primul rând. Care îți crește copiii, da. Eu, ca psiholog, îl înțeleg. Îl înțelegeți? Îl înțeleg pentru că știu cam cum funcționează capul lui. Dar, ca și om, pot să spun că, dragul meu muzicant sau cine ești tu, că nu știu, că n-ai vrut să-ți nu știu de ce ți-a fost atât de frică. Identitatea. Da, pentru că asta... Nu ai dat o dovadă extrem de... Nu numai bărbăție, de om, de responsabilitate. Pentru că noi discutam legat de cele mai apropiate și cele mai importante ființe care, datorită ție, sunt în viața asta și duc suferințele care au acum. Și atunci tu nu poți să fugi de responsabilitate. Lasă materialul de copii ăștia au nevoie, pot să ajut și eu, și sunt sute și mii ca mine care pot să ajuta. Copiii ăștia în primul rând au nevoie de tata. Mie nu mi s-a părut acest om sincer deloc și cumva se eschivează, se eschivează de la îndeplinirea. Deci așa vi s-a părut. Obligațiunile și chiar apelul meu către acest domn, chiar dacă are o altă femeie, chiar dacă are o altă relație, nu știu, poate are alte copii în alte relații, mai puțin contează asta, vis-a-vis de copiii lui care, într-adevăr, au nevoie de el. Posibil că atingerile tatălui sau discuția cu tata s-ar putea ca să-i ajute, să-și revină. Mă rog, asta e important, consider. Mariana, le-ai povestit colegilor mei că într-o zi ți-ai luat copiii. Și ai zis, dacă Magomet nu vine la munte, vine muntele la Magomet. Da. Deci te-ai pornit la el, în vizită. Da. Cu copii. Povestește-ne despre asta. Păi da, că tot spune că nu poate să-și vadă copiii, nu poate să-i ajute, nu-l primesc la copii. Atunci copiii te vor pe tine, mai ales fetița cu autism are nevoie și de tată. Mai când eu sunt ocupată cu fetița mai mare, e chiar are nevoie de cineva să se ocupe cu dânsa. Mariana, tu ai filmat acel moment? Da. Hai să-l vedem și noi, atenție la ecran. Ți-am adus un cadou. Ia, vin și mai ține, doi. Ia, 2 ani mai ține. Ești mamă, dragă mie. Dar unde să tăi? Poți lua banii la copilul ăsta. Tu poți lua banii la copilul ăsta. Tu ești bolnavă. Ia cheamă-l pe sală. Cheamă-l în coasă. Ia cheamă-l să ia vreo 2 ani să mai ții el. Ia cheamă-l în coasă. Cheamă-l în coasă să mai ții el 2 ani să mai ții. Colegii mei l-au întrebat pe fostul soț al Marianei despre acea vizită neașteptată a femeii. Bărbatul ni s-a plâns că este hărțuit de fosta nevastă. Să-l auzim. E foarte agresiv, mări pe drum, răhnești, mă faci net felul, poți să iei ceva de jos, vrunse mine. Sări la bătaie, am înregistrări, am... Eu v-am spus, chem-l numai cu rău, cu prostii de astea, numai să fiu... O venit cu fata... și o cumătră de-a noastră. E filmat și eu venit și... Porghi într-aiură așa, că ieși, nu știu ce. Dar și eu sunt clown, să vii să mă filmeze cu mine, să-mi vii cu ochii la poartă. Și eu nu știu unde trăiesc cu ochii mii. Cu și eu ca să-mi vii la poartă cu ochii. Dumneavoastră, iată, în calitate de tată, aveți de când să mergi să ziceți, de exemplu, hai să-mi iau fata mai mică la plimbare sau să vin să-i schimb scutii cu las mai mare. Nu știu. Adică nu s-a putut trăiești 3 ani, dar acum se poate? Că ce? Că ați venit dumneavoastră și... Multe dovezi am, dar am și marturi și... Eu, pur și simplu, stăteam la spălătoria auto. Stăteam de vorbă cu un coleg de-a meu. Și de acolo mi-a putut să mă numească în toate felurile și eu m-am dus într-o parte și am văzut că ea tot nu se liniștește și am început să filmez. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ia treci în coasă la mine.
intri și în coajul ăla. Doamne, ce... Nu, nu, de mult am cerut. De ranie eu azi. Și ești. De tu îți crești copiii cu dizabilități. Nu asta eu. Cu copiii mișă. Și de copiii mișă. La spălătorie auto, m-am apropiat de el și am spus să duc să scoată banii de la stat român, să aduc fetelor banii acasă, că de 4 ani cardul e pe numele lui. Și nu am văzut, n-am văzut niciun leu din alocația. Voi sunteți cetățeni ai României? Da. Și primiți alocație pentru copii? Da, și de 4 ani nu am văzut niciun leu. Dar el cum explică? Ce spune? Păi că acolo la la spălătoria auto, eu m-am apropiat de el și am spus la ședința de la Ungheni, s-a vorbit că tu te duci să activezi cardul fetelor. Așa. Și el spune că să vezi bani, că n-ai să-ți vezi ceafa. Și atunci am devenit agresiv, că banii nu-i produce el, doar banii vin de la statul român. De ce tu nu te duci să activezi? Ți-e greu să te duci, să duci în Germania, să duci în Milano, să duci în România, dar la cântare, dar până la Iași să activezi un card, să știi că copiii tăi au nevoie de scutice, de da medicamente, nu e la mini-farmacie în casă. Eu nu pot să mă culc noaptea să nu am... toate medicamentele, bronhodilatatoare, hormonale, antibiotice, tot. Dar în casă de ce ai... De ce aici ai în casă e de la început, când el dormea mai mult la amantă și venea acasă și putea chiar să mănânce mâncarea mea sau să facă baie și să plece să înlese haine murdare și chiar el anumit filma și trimitea la persoane străini ca să arăte că uitați-vă cât e de agresivă când eu mă duc acasă, într-un fel că tot eu să ies ră, că el nu poate veni acasă. Dar cum tu lipsești 4 zile de acasă și când vii, că tu n-ai adus un lapte, când ai venit, dar încă tu te bagi în cratița mea, unde eu am preparat pentru copii? Dar eu cred că prin ce treceți noastră și prin ce ați trecut... Vă spun, a fost Doamne... Asta încă-i puțin. Domnul respectiv, cardul bancar de pe care vine alocația de la statul român pentru 2 copii, îl are pe numele său. Da? Și el, acești bani sunt destinați în exclusivitate copiilor. Ce face el? El banii ăștia folosește interes propriu. Deci tu poți să ne confirm că te-ai interesat și acel card pentru indemnizațiile copiilor din România a fost activat. Eu deci, mai mult pot să vă spun. Vin banii. În ședință dumneavoastră a confirmat că cardul s-a aflat la clienta mea. Și deși că ea utilizează banii, deși asta este o minciună, da. Și mai mult ca atât, eu vreau să, dacă tot vorbim despre persoana acestui tată grijuliu, pot să vă spun că în ședința judecată a prezentat niște bonuri unde el în 3 ani de zile a achitat o sumă, când am împărțit a 2 copii, se primea undeva 6 lei și câțiva bănuți pe zi. Deci asta ce a achitat el în decurs de perioada asta de 3 ani de zile, în timp ce clienta mea cheltuie pe lună în jur de sub 20.000 de lei. Pentru ambii copii vorbim de reabilitare cu alimentație specială pentru copilul mai mare, cu toate medicamentele, preparatele, ustensile, tot absolut. Marina, de unde iei tu acești bani? Deja ca să clarificăm. Cerșând. Pe Facebook, da. La rude. Da. Da. Deci din ajutoare. Ele da, vin de la diferite ajutoare. Persoane sau organizații din ajutoare, da? Tu mai faci acest efort. Mai multe care mă cunosc, rudele, chiar și persoane străine din Nisporieni, chiar poți să apropii să ajute copiii. Din ce am aflat, este că recent fostul tău soț a agravat lucrurile, să zicem așa, prin intențiile sale. Le-ai zis colegilor mei că el pretinde la casa în care acum tu locuiești cu cei 2 copii. Da. Ce anume îți cere el? O doime din apartamentul care are 50 de metri pătrați. Deci el vrea jumătatea din acest apartament. Și o doime și el îți cere ca voi să vindeți apartamentul sau... Nu știu. Așa. Hai să vedem locuința despre care... Ne spui în care locuiți? Atenție. Apartamentul nostru are 50 de metri pătrați.
Aici este un dormitor unde este Camelia, aici este antreul, aici e bucătăria, aici este viceul, aici este baia unde eu o aduc pe Camelia la baie, în vană și o spăl, o aduc în brață. Și aici este un alt dormitor unde Crina, fiindcă Crina noaptea nu iubește cu Camelia într-o cameră. Adică, dacă să înțelegeți, când Crina scoate, Camelia scoate un sunet, fetița cu autism, gata, se revoltă. Într-un fel că nu scoate niciun sunet. Camera lui Camelia e dotat cu pat special pentru dânsa. Ea are și salteluț specialul pentru persoanele cu dizabilități. Dacă nu poți să vii la copiii tăi, fă tot posibilul și ajută cu ce poți. Dar nu încă de acolo de unde nu-i și de acolo să iei. Cum își explică fostul soț al Marianei pretenția de a partaja apartamentul în care locuiesc cei doi copii ai lui cu nevoi speciale și mama lor? Să-l auzim. Eu trebuie să am acces. Eu plătesc alimente la copii. Eu încasă la mine. Eu am tot drept. Eu nu, eu am schimbat mecanismul la ușă ca să nu pot intra. Păi dumneavoastră zice că acum dumneavoastră doriți să o lipsiți și de acea casă. Nu o să o lipsesc, că nu sunt așa eu de idiot, că să-mi lăs copiii pe drumuri. Pur și simplu să fie tot împărțit și așa să ne revină nii. A să fac în așa caz, că... Adică... Tot pentru copii a să fie, ori eu să-i dau partea din bani și e să părăsească apartamentul, ori eu să-i dau, ori ies în de-i mie parte de bani și eu sumați de bani, ea s-o pun tot la fel. Dar neobrăzatul ăsta are suflet. El are suflet, el are, nu știu, părinți să-l îndrumeze, să-i spună. Fiuleacă mai cu sâmț, mai cu soveste, cum așa? E incredibil, e strașnic. Noi toți în viața asta greșim. Toți greșim și... Dar aici nu este greșeală din partea acestui domn. Aici este o intenție rea, este o, nu știu, atât de meschin să fii, să știi că ai doi copilași care i-ai produs tu, care tu ești tatăl acestor copii care suferă zi de zi și să-i spui, nu că așa, dar milioane de mulțumesc acestei femei, acestei mame, care... Are grijă de copiii ăștia și nu, la un moment dat nu renunță la ei și nu merge la diferite centre de plasament și copiii totuși au parte de o căldură. Tu să vii și să încerci să le iei. La urma urmei eu zic că chiar fac un apel față de el că există o concubină, există o dragoste, există nu știu ce alte relații, dar noi nu suntem veșnici și ajungem acolo undeva sus care vom trebui să dăm niște răspunsuri. Dorin, tu ca și avocat al eroinei noastre, spune-mi, te rog, cum stau la moment lucrurile? Până la urmă, care este intenția și care sunt solicitările lui? Pentru că din ceea ce ne-ai explicat, nu am înțeles prea mare lucru ce vrea să obțină. Vrea să efectueze evaluarea bunurilor, să vadă care este prețul de piață la ziua de astăzi. Mariana să fie obligată să îi achite lui jumătate din costul mașinii și jumătate din costul apartamentului. Și eu înțeleg cum... Noi am la contestat, ce etapă se află? Noi am contestat hotărârea cu pensia alimentară, unde solicităm să fie încasat practic dublu, așa, că nu ne aranjează suma de 10.000. El cred că înțelege că undeva suma asta, curtea de apel poate să o modifice, să o mărească considerabil. Și el acum încearcă ori că s-o intimideze pe Mariana ca să renunță la pensia alimentară, dar eu o să mă strădui și nu obțin nimic. Nu obțin nimic. Și dacă aici pot să zic că eu tare sper să eu aș pleda pentru ce, dacă nu execut hotărârea instanței, să achit pensia alimentară, să fie pornit și dosar penal pentru neexecutarea hotărârii instanței. Deci să fie aplicat sechestrul pe bunurile care le are și viitoarele bunuri. Deci cel puțin sumele astea acum care el nu le achită, noi să le utilizăm la chestiunea legată de partajarea averii.
acolo unde o să avem motive de a tăia din, și plus la asta, dacă obținem și informația de autoritățile române referitor la toate sumele care au fost achitate pe card și utilizate de către el, o să le utilizăm la fel la chestiuni legate de partajarea averii. Dar asta înseamnă, deci el folosește această avere tocmai pentru a se scuti din a plăti copiilor, da? Deci el s-a scăpat până la urmă cu această vorbă. Eu vreau să mă adresez la Alexandru. Oare e atât de greu să fii om? Oare e atât de greu să ai tu un pic de suflet? Eu nici câinile, nici mâța și ei nu-și lasă așa copiii și nu neglijează în așa mod. Oricum se întoarce, oricum o bucățică o găsește și o aduce. Măi, ajută, fă un bine. Făcând bine, ți se întoarce bine. Mariana, ai unul dintre cei mai buni avocați alături de tine și eu sunt sigur că el gândește foarte mult toate nuanțele astea, dar legat de tine, eu consider că tu ești mult mai puternică decât ceea ce vedem noi, probabil. Cu siguranță, eu am încredere 100% în ceea ce spun și sunt sigur că tu te-ai format deja, nu numai ca o mamă, ca specialist în domeniu, și o să faci față, unde nu faci față, alături de Dorin o să fiu și eu, în caz că o să fie nevoie, fără nicio problemă, dar un lucru e cert. Dacă vrei să ai în continuare forța asta care ai și te duci înainte, nu neglija viața ta personală. Gândește-te un pic și spre tine, necesitățile tale, viața ta. Tu încă ești tânără și viața merge înainte. Eu vreau să fac un apel către toți telespectatorii noștri. Ați auzit povestea eroinei noastre și cu toții înțelegem că are nevoie de foarte multă susținere, inclusiv financiară. Dacă puteți să o ajutați într-un fel sau altul, nu ezitați să o faceți. Prin intermediul redacției noastre puteți să sunați la telefoanele noastre sau să o găsiți pe rețelele de socializare, pe Mariana. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să-i aveți pe cei dragi mereu alături.